0-100 cu Aygo, aer condiționat pornit. Destul de rapid mi s-a părut, chiar dacă nu am avut cea mai performantă plecare. Aparent, dacă te duci cu turația până la roșu, deci până la aproximativ 6400 de rotații pe minut, am văzut eu acolo, cred că 100 de km pe oră se ating la această turație în treapta a doua. Mie așa mi s-a părut, că am schimbat a treia exact în jurul la 100 de km pe oră. Sigur că noi ne orientăm după valorile de pe indicatoare, nu știu dacă sunt exact cele reale, știți foarte bine că mai sunt abateri mai mari sau mai mici, în plus sau în minus, în funcție de cum este talonat vitezometrul, de ce pneuri ai pe vehicul. Oricum, mie 0-100 mi s-a părut destul de sprinten. Poate că m-a păcălit și zgomotul propulsorului. Ați văzut că se auzea destul de sportiv. Însă senzația de accelerație se simte în interior. Iată cum stăm cu turațiile. Treapta a treia, la aproximativ 80 de km pe oră, circa 3300 rotații pe minut. Treapta a patra, 2600 rotații pe minut. Treapta a cincea, 2200 rotații pe minut. Tot ce spun destul de aproximativ, întrucât turometrul are gradații decât între 2000 și practic între 1000, deci nu avem liniuțe între 2000 și 3000, 3000 și 4000, așa mai departe. Mergem și la 100 de km pe oră. Să încercăm și a treia. Deci a treia, treapta a treia, la 100 de km pe oră avem 4100 rotații pe minut. Treapta a patra, la 100 de km pe oră, avem aproximativ 3300 rotații pe minut. Și treapta a cincea, la 100 de km pe oră, aproximativ 2700 rotații pe minut. Să încercăm și viteza de autostradă. La 130 de km pe oră, în treapta a treia, avem aproximativ 5500-5600 rotații pe minut. Și așa cum se simte, zgomotul este foarte mare. Treapta a patra, la 130 de km pe oră, avem aproximativ 4200-4300 rotații pe minut. Și treapta a cincea, în jur de 3500 rotații pe minut, cu un nivel de zgomot, să-i spunem, normal pentru acest segment. Adică, practic, se poate rula, hai să nu spunem confortabil, dar se poate rula decent în viteza de croazieră. Mie unul cel mai mult mi-a plăcut la 120 de km pe oră, deci la 120 de km pe oră, cum suntem acum, pare să fie viteza optimă de deplasare pe autostradă, păstrează un nivel de confort
în interior decent, adică nivelul de zgomot nu este chiar exagerat și ne putem înțelege. Peste 130 de km pe oră zgomotul devine deranjant. Ca fapt divers se poate rula în treapta a doua și cu 80 de km pe oră sau chiar mai mult. La 80 de km pe oră avem circa 5000 de rotații pe minut. Dar așa cum se auzea și motorul era destul de zgomotos, deci nu e recomandat decât în anumite situații, depășiri de urgență. Altfel, treapta a treia e suficientă pentru o dinamică bună. O să vedem acum cum stăm cu performanțele dinamice. Treapta a treia, 70 de km pe oră și o să mă duc până la 130 de km pe oră. Voi accelera acum. E clar că nu putem avea pretenții foarte mari legate de dinamică la un motor de 1 litru și 68 de cai. Însă dacă este ținut în ture și în treapta de viteze corectă, nu este chiar o aventură să faci o depășire. Același lucru și în treapta a patra. Accelerez acum. Treapta a cincea, cu plecare din 70 de km pe oră, circa 1900 rotații pe minut. Și accelerez la podea acum. Motorul nu protestează. Destul de lent în treapta a cincea. De altfel, impresia mea despre acest motor este că, deși nu aș putea să spun că mi este dezagreabil, chiar mi se pare un motor ok, mai ales ca nivel de zgomot. De fapt, părerea mea despre acest motor e un motor cinstit, însă în niciun caz nu iese în evidență față de motoarele concurenței, mai ales cele noi, gen, nu știu, dau exemplu, cel de pe Volkswagen Up sau mai sunt și alte modele, în sensul că oferă un compromis optim între un consum decent, merge. Deci așa cum l-ați văzut, dacă îl țin ture, știe să tragă, poți să faci depășiri. E adevărat, mai ușor într-a cincea cu repriza, ați văzut că a fost destul de chinuită. Însă
pentru ceea ce a fost această mașină și pentru ce vrea să fie, eu zic că motorul este senzațional. În oraș am fost foarte mulțumit de cum se comportă. În ceea ce privește zgomotul la vânt, e destul de sesizabil, undeva de la 80 de km în sus încep să simți zgomotele vântului pe caroserie. E adevărat că la vitezele de autostradă sau mai mari, 130-140 de km pe oră, zgomotul la vânt nici nu prea te mai interesează, întrucât se aude mai tare zgomotul motorului. Dar ca idee, undeva la 80 de km pe oră încep să se audă zgomote, să le spunem, de aerodinamică până la urmă. N-aș fi zis, uitându-mă la caroserie, aș fi fost înclinat să cred că nu va face zgomote, dar se aud. Deci chiar dacă afară nu este vânt în acest moment, la 85-90 de km pe oră simți vântul pe caroserie. E clar, nu putem să avem mari pretenții de la o mașină a cărei destinație primordială este să fie condusă în oraș. Iar în oraș Aygo-și face treaba foarte bine. Îmi place cum rulează pe autostradă, în sensul că nu ai zgomote din partea suspensiei. Se simte din cauza infrastructurii, dacă stăm bine să ne gândim, autostrada e de vină, nu mașina, întrucât nu este suprafața foarte regulată. Ampatamentul scurt al mașinii îi dă tendința să țopăie puțin pe autostradă, mai ales când ai viteză mai mare, deci fiecare denivelare sau neregularitate a asfaltului se simte printr-un fel de țopăială, despre care am mai vorbit și la alte modele de clasă mică. Ăsta e păcatul ampatamentului scurt. E normal, e o mașină mică, nu ai ce să faci, nu poți să faci o mașină mică cu ampatament mare, e împotriva fizicii. Și deci asta ar fi singura chestie care ar putea să deranjeze un pic la rularea pe autostradă, faptul că ai o mișcare de oscilare pe verticală, absolut normală la orice vehicul cu ampatament scurt. Ce îmi place mie mult la acest Aygo este faptul că motorul, în ciuda puterii nespectaculoase la momentul de față, este foarte elastic, adică poți fără niciun fel de probleme să mergi cu treapta 5-a la 50-60 de km pe oră, chiar fără niciun fel de problemă. Practic îți permite să conduci foarte bine și cu schimbarea prin sărirea treptelor. Nu toate motoarele și cutiile de viteze cu care sunt cuplate permit acest lucru. În cazul acestui Aygo cu motor 1.068 de cai, este o plăcere să sar trepte, adică să conduci ceva genul 1-a, 2-a, 3-a și direct a 5-a, este absolut relaxant și în același timp te poate ajuta să consumi mai puțin combustibil. Pe final, concluzia, dacă vreți, e clar, e o mașină care a făcut succes. Mie îmi place, nu se mai ridică în acest moment la nivelul ultimelor modele sosite în anul 2011 sau 2012. Este normal, adică diferența de tehnologie își spune cuvântul. Au apărut motoare mult mai performante, caroserii mai aerodinamice și cu materiale poate mai ușoare, mai tot felul de tehnologii care sigur că pun în umbră un astfel de model în acest moment. Dar eu zic că stă foarte bine mașina, adică nu ai ceva esențial să-i reproșezi, să spui, nu știu, că motorul este slab sau singura chestie care mie mi-a plăcut mai puțin la acest Aygo a fost faptul că pe autostradă este zgomot,
Dar, așa cum am mai spus și altă dată, este problema acestor mașini mini. Întotdeauna pe autostradă își arată limitele. Însă, așa cum vă amintiți probabil de la modelul UP de la Volkswagen, nu toate își arată limitele pe autostradă. Tehnologia de ultimă generație a făcut ca unele modele recente să ruleze pe autostradă aproape ca unele din clasa medie la nivel de zgomot și confort. Deci ăsta ar fi un punct ceva mai slab al modelului Aygo, însă în rest e o mașină spațioasă, frumoasă. Anii au trecut elegant peste acest model. Eu zic că e o opțiune foarte bună pentru cine caută o mașină din această clasă, pentru că aflându-se la sfârșit de generație, practic a depășit bolile copilăriei, nu prea mai ai ce să găsești la acest model care să te surprindă. Orice probleme au fost remediate pe parcursul anilor în care mașina s-a produs în serie foarte mare, deci sunt foarte, foarte multe mașini vândute. Într-adevăr, este cam spartană la echiparea, mă rog, față de concurența anilor în care ne aflăm, deci în anul 2012, s-ar putea ca echiparea să fie considerată un pic spartană, lipsind oglinzile acționate electric, lipsind, așa cum am mai văzut pe la alte modele, display-uri și alte chestii care uneori sunt utile, alteori nu neapărat. Trebuie să recunosc că e o mașină care merge bine. Din păcate, neavând computer de bord, nu pot să fac o estimare de consum. Am observat că, totuși, dacă mă iau după liniuțele ce indică nivelul de combustibil în rezervor, practic sunt 6 liniuțe și noi am consumat 2 liniuțe, probabil că în câțiva kilometri se va duce și a treia. Și am făcut circa 330 de kilometri în acest moment. Există potențial practic să faci undeva la 650, chiar 700 de kilometri cu un plin. De aici vă puteți da seama cum stă cu consumul de combustibil. Nu mi s-a părut a fi foarte gurmandă, pentru că mi-aș fi dat seama, totuși nu poate să aibă un rezervor foarte mare, dimpotrivă, și să faci 330 de kilometri cu doar 2 liniuțe din 6, eu zic că e bine. Spun doar 2 liniuțe pentru că mașina nu a fost cu rezervorul plin, a fost cu 5 linii pline din 6. Eu zic că este încă pe piață mașina, adică încă este în cărți, chiar dacă au apărut modele foarte, foarte serioase în această clasă, modelul în care ne aflăm noi încă mai are ceva de spus și nu am avut probleme de ce să mă apuc acum să spun că n-are ținută de drum sau ceva, condusă normal, fără a fi supusă, unor teste de sportivitate, pentru că nu își are rostul să faci teste de sportivitate la un astfel de model. Mie mașina mi s-a părut a fi stabilă, frânează bine, chiar nu am avut ce să-i reproșez. Dacă am avut comentarii ceva de făcut, le-ați văzut pe parcursul filmelor deja. Deci o mașină foarte onestă, însă sunt sigur că toți așteptați să spun ceva despre preț. Ca toate modelele din segment, o strică prețul. Fără discuție. Deci eu când am văzut cât costă, am spus da, clar, și este la ofertă. Deci practic, dacă nu mă înșel, modelul cu echiparea în care ne aflăm, prețul este undeva la 11.031 de euro, cred. Iar la ofertă este 10.030 de euro, adică o scădere cu 1.001 euro, o fi vreo promoție ceva cu 1.001 de nopți și au scăzut 1.001 euro. Deci la 10.300 de euro, mașina în care ne aflăm este o mașină scumpă.
nu am cum să trec peste acest aspect. La 10.500 de euro poți să-ți cumperi mașini mai mari de mărci consacrate și normal că îți pui problema, de ce mi-aș lua un Aygo, de ce să nu-mi iau, nu știu, nu dau exemple, de ce să nu-mi iau o mașină mai mare, tot la bani ăștia. Sigur, intervin discuții numeroase, că asta e Toyota, că nu contează, deci contează că, și acest lucru l-am spus la toate mașinile din clasă mică sau mini pe care le-am condus, contează că dacă această mașină ar fi costat 7.500 sau 8.000 de euro, eu aș fi spus da, este un, nu știu, cumpărați-o, luați-o imediat. Însă la 10.030 de euro, eu zic că e o mașină totuși un pic cam scumpă. Și repet, nu este cazul numai al acestui model Toyota. Este cazul în tot segmentul de clasă mini sau mică. Mașinile sunt cumva, depășesc un prag rezonabil. Gândiți-vă ce ar însemna ca această mașină să fi costat 6.000 sau 7.000 de euro. Era România plină de asemenea vehicule, pentru că probabil s-a văzut, e o mașină ok, o mașină onestă și își merita cu siguranță acei bani sau chiar mai mult în funcție de ce puneai pe ea. Însă avem o mașină destul de spartan echipată, o mașină aflată la capătul ciclului de viață, prețul mie mi se pare cam mare. Faptul că este foarte prezentă pe șoselele României îl găsesc firesc, pentru că a fost cumpărată foarte mult la nivel de flotă, unde atunci când cumperi 100 de mașini e clar că și prețul este cu totul altul. Și probabil că s-a vândut foarte bine și către publicul larg, în anumite variante, cu echipări poate inferioare, cu anumite discounturi, cu anumite prilejuri speciale, pentru că rămâne un preț mare, să dai peste 10.000 de euro pe un vehicul de clasă mini rămâne totuși o extravaganță pentru majoritatea cumpărătorilor din România. Altfel, ca și mașină, a dovedit și mie mi-a plăcut. Aștept cu maxim interes să văd urmașul acestui model, pentru că sunt sigur că va fi la fel de spectaculos cum a fost și acesta la vremea lansării.